Eu am un fel de intuiție sau presupunere de ce ne-am adunat azi cu toții aici. Ne-am adunat pentru că am auzit că aici vor veni oameni buni și interesanți care să vorbească despre lucruri bune și interesante. Și asta e ceva care se întâmplă foarte, foarte rar la noi. Da? Să vezi un eveniment consacrat oamenilor într-adevăr buni și interesanți și frumoși, care povestesc lucruri bune și interesante și frumoase, când majoritatea lucrurilor care se întâmplă sunt cumva irelevante sau pur și simplu ne prind sau ne plictisesc. Ăsta e un loc în care noi am venit ca să nu ne plictisim. Un loc în care am venit ca și noi să devenim mai buni. Pentru că noi credem că ascultându-i pe oamenii ăștia buni și interesanți și frumoși, care povestesc lucruri bune și interesante și frumoase, o să devenim și noi așa. O să devenim fiecare dintre noi buni și interesanți și frumoși. Și asta este una dintre cele mai mari dorințe ale noastre. E undeva prinsă foarte, foarte adânc în mentalul nostru sau psihicul nostru sau procesele noastre cognitive, numiți-le cum vreți. Da? Este dorința asta de a fi bun, de a fi interesant și de a fi recunoscut ca atare de oamenii cu care comunici, de cei care sunt în fața ta. Dar hai să privim un pic mai adânc sau un pic mai din altă perspectivă la toată chestia asta. A spune că vrei să devii bun și interesant și frumos înseamnă, într-un anumit sens, a recunoaște că tu nu ești așa. Sau nu ești suficient de bun și interesant și de frumos așa cum ți-ai dorit să fii. Într-un fel, ceea ce motivul care ne-a făcut pe fiecare dintre noi să venim azi aici este dorința de a fi altceva sau altcineva decât suntem. Ceea ce mie mi se pare foarte, foarte straniu. Majoritatea lectorilor mele din ultima lună și jumătate sau ceva de genul ăsta se învârt în jurul unui concept care se cheamă autoafectivitate. Da? Faptul de a te simți pe tine însăți. Autoafectivitatea asta, există un filozof, Michel Henry, care consideră că această autoafectivitate este de fapt esența vieții. Și aia este ceea ce putem numi noi subiectivitate. Da? Noi suntem subiectivi, în sensul că noi suntem prezenți la noi înșine și suntem prezenți nouă înșine într-un alt mod în care ne sunt prezente obiectele din jur, într-un alt mod în care ne este prezentă lumea. Lumea noi ne o reprezentăm ca și obiect, ca și ceva exterior. În schimb, noi înșine suntem prezenți la noi și nu putem decât să experimentăm ceea ce experimentăm în fiecare moment. De exemplu, atunci când suntem îndrăgostiți, noi nu putem simți nimic altceva decât îndrăgostirea. Atunci când suntem triști, noi nu putem simți nimic altceva decât tristețe. Atunci când ne doare ceva, noi nu putem simți nimic altceva decât durerea asta. Pentru că asta este ceea ce este viu în noi. Asta este ceea ce este prezent aici și acum. Ei, și lucrurile astea pe care noi le experimentăm atunci când ne experimentăm pe noi înșine, ele nu sunt lucruri diferite de noi. În momentul în care eu sunt îndrăgostit, eu sunt dragoste. În momentul în care eu sunt trist, eu sunt tristețe. În momentul în care pe mine mă doare, eu preiau această calitate a durerii. Da? Și nu sunt opac, nu sunt cineva separat care să experimenteze durerea asta. Și încă un lucru foarte important în sensul ăsta e faptul că tristețea, durerea, îndrăgosteala, ele nu sunt lucruri care să fie sub controlul nostru. Ele sunt lucruri care ne sunt date. Noi le experimentăm pentru că viața ni le dă. Și uneori, atunci când emoțiile astea sunt prea intense, sunt hiperintense, viața are dorința de a scăpa de sine, de a fugi de sine, de a fugi în altcineva, de a fugi în altceva. Asta e ceea ce se cheamă disperare. Asta e dorința de a deveni altcineva decât ești. Pentru că nu mai poți suporta ceea ce experimentezi tu la momentul dat sau te plictisește ceea ce experimentezi tu la momentul dat și vrei să trăiești viața altcuiva. Vrei să fii altcineva. Și asta e ceea ce se cheamă disperare. Și asta e ceea ce se cheamă anxietate. Și mai există încă o chestiuță care merge paralel cu acest tip de anxietate. E o anxietate, dacă vreți, de sens opus. E anxietatea care putem să numim dorința de a fi tu însuți. Da? Pe de o parte este dorința de a fugi de tine. Pe de altă parte, atunci când ai senzația că joci un rol, când ai senzația că te pierzi, când ai senzația că nu mai ai nicio identitate, nicio individualitate. Dar o să mai vorbim despre asta. Când ai senzația asta, tu vrei să devii tu însuți, vrei să vezi care sunt lucrurile adevărate din tine și să exprimi lucrurile astea care sunt adevărate. Ei,
Dincolo de astea două tipuri de disperare, mai există o chestiuță, o idee care le face posibile. Ideea că noi suntem ceva care se poate numi subiect. Adică că există eu și tu și el și ea și acești eu și tu și el și ea sunt entități diferite. Și entitățile astea au ceea ce se numește un corp și au ceea ce se numește o minte, fiind în sine separați de corpul ăsta și separați de mintea asta. Și entitățile astea, eu-ul sau tu-ul sau el-ul, sunt cele care fac diferite lucruri cu corpul și cu mintea. Da? Sunt entități care gândesc, entități care simt, entități care au anumite proprietăți, entități care au anumite dorințe, da? Care dorințele astea sunt ca un fel de proprietate a lor, sunt ceva care se adună cumva în jurul unui centru, în jurul unei esențe. Și entitățile astea sunt în control asupra propriilor vieți. Entitățile astea iau decizii în mod liber și acționează în baza acestor decizii pe care le iau. Ei, ideea centrală despre care am vrut să vorbesc azi e faptul că așa ceva nu există. Că noi nu avem control asupra propriei noastre vieți și noi nu suntem entități separate de ceea ce se întâmplă. Entități separate de corpul nostru, de dorințele noastre, de senzațiile noastre, de emoțiile noastre. Unul dintre filozofii mei favoriți, Baruch Spinoza, spunea că noi avem ideea că suntem liberi pentru că suntem conștienți de acțiunile pe care le facem și suntem conștienți de dorințele noastre, dar nu suntem conștienți de cauzele adevărate care ne fac să acționăm. Și în contextul ăsta el a folosit o metaforă foarte, foarte interesantă, foarte frumoasă. El spunea că dacă o piatră pe care o aruncă cineva ar fi conștientă de sine în momentul în care este aruncată, piatra aceea ar crede că ea în mod liber a pornit să zboare. Și că asta este cea mai liberă acțiune ever pe care a făcut-o piatra respectivă. Tot așa cum un copil care plânge crede că în mod liber a decis să plângă ca reacție la o anumită situație. Tot așa cum un om care se îmbată și strigă și sparge o fereastră, crede că în mod liber a decis să se îmbete și să strige și să spargă fereastra respectivă. Dar lucrurile stau un pic altfel. Hai să facem un mic experiment. O să vă rog să vă ridicați mâna stângă. Așa. După aceea să o mișcați puțin la stânga și puțin la dreapta. Și după aceea să o puneți jos. Și acum o să vă rog să clipiți de 3 ori din ochi. 1, 2, 3. Și hai să vedem ce s-a întâmplat de fapt în timp ce noi am făcut experimentul ăsta. A fost vreo entitate conștientă care să fi luat decizia clară de a ridica mâna în sus, de a o muta la stânga și după aceea la dreapta, după aceea o lăsa jos și a clipit de 3 ori din ochi? Dar hai să fim sinceri cu noi înșine. A existat ceva de genul ăsta? Eu cred că nu. A existat pur și simplu instrucțiunea mea, cuvintele mele, pe care le-am rostit eu, după aceea a apărut un gând și ca reacție la gândul acela, corpul a făcut o anumită acțiune, fără să fie niciun moment vorba de un eu care să ia o anumită decizie. Spinoza spunea că asta e ceea ce se numește principiul rațiunii suficiente. Fiecare lucru care se întâmplă, se întâmplă dintr-un anumit motiv. Are o cauză determinată. Da? Și cauza respectivă generează un anumit efect, efectul la rândul lui devine o cauză pentru un alt efect și așa mai departe. Adică tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă dintr-o anumită cauză. Ei, voi ați ridicat mâna și ați clipit din ochi pentru că eu v-am rugat să faceți asta. Dar dincolo de această rugăminte, da? Sau de această instrucțiune, există trecutul vostru și trecutul meu. Și dat fiind trecutul meu, spune Spinoza, nu se putea întâmpla nimic altceva decât ca eu să fiu aici acum în fața voastră și să spun lucrurile pe care le spun. Și dat fiind trecutul vostru și experiența voastră și ceea prin ce ați trecut, nu se putea întâmpla altfel decât ca voi să stați aici și acum în fața mea și să aveți gândurile pe care le aveți. Și gândurile pe care le aveți sunt determinate de situația prezentă, plus experiența noastră trecută. Da? Și la ciocnirea dintre lucrurile astea se naște un aspect nou sau ceva nou care va determina alte acțiuni. Fără ca vreun moment toată chestia asta să fie ceva personal. Da? Asta este viață care se întâmplă, viață care se autoafectează.
viață care interacționează cu ea înșa, cu ea însăși, viață care se simte pe ea însăși și se determină pe ea însăși. Asta e ceea ce se întâmplă. Și hai să mai vedem încă ceva. Hai să vedem ce este real aici și acum. Și să vedem dacă eu este ceva care poate fi numit real. Aici și acum există corp. Există o grămadă de corpuri care stau așezate pe scaune și un corp care stă în picioare și vorbește. Aici și acum există senzații. Da? Senzația scaunului, senzația hainelor care ating umerii, senzații auditive și așa mai departe. Există emoții. Există gânduri. Dar există un eu? Eu cred că nu. Există doar simțire, nu și cineva care simte. Există doar gândire, nu și cineva care să gândească. Pentru că gândurile ne vin. Gândurile nu sunt produse de noi, nu sunt generate de noi. Ele sunt ceva care vine din experiența noastră anterioară. Vine din ceea ce am citit, vine din ceea ce vedem și așa mai departe. Există dorințe, dar nu și cineva care să-și dorească lucrurile. Și dorințele vin și dorințele astea determină acțiune. Și poate mai bine decât să ne gândim care ar fi acest next level la care să aspirăm fiecare dintre noi, da? Încercând să devenim altceva decât suntem, să devenim cineva care aparține acestui next level. Poate e mai bine să ne relaxăm puțin și să vedem cum stau lucrurile de fapt. Că nu există niciun eu care să poată trece la acest next level, iar ceea ce se întâmplă, se întâmplă. Și toate discursurile astea pe care le-ați auzit azi și le veți mai auzi în continuare, vor fi niște noi elemente care vor determina o cale nouă pentru fiecare dintre voi. Mulțumesc tare mult!